În noiembrie era când tăticu așa zicea: o urătură de învățat, mergeți cu noi să urați. Urătura am învățat, Norica s-a îmbrăcat, trei stă mare am luat și la ușă am așteptat. În picioare stă, culcate, nora strigă cât ea poate. Trece o oră, mai trec trei, noi o dăm cu roata mare. Repetăm și urătura, sorcova, iar găitura, punem fundițele, punem șalincuțele. Ei! Se revăluiesc prin casă. Unul calcă, altul coase, scot cojoacele, căciula. Noi tot dăm urătura. La ureche clopoței, la picioare zâncălăi, zinoric roata măi! Ei, ei. Așteptam să conectăm de la casă să urăm plugușorul românesc, obiceiul strămoșesc. Cât părinții s-au gătit, noi până ora am adormit. Lângă ușă noi am stat. Vreți să știți? Nu ne-au luat. Și de ce nu ne-au luat? Da, de atâta. Ne-au pășit și-o plecat. Of, urată să terminați. Nu mai plânge, Nora. Lasă, așa-ți cortiști în casă. Norica s-a supărat, clopoțelul a aruncat, eu tristuța am lăsat, cojocul am dezbrăcat, tare ne-am mai supărat. Doamne, spune-mi ce să fac? Sora mea mai jucă ușă, îngărțată lângă ușă. Dar eu cu vorba v-am purtat, nici măcar nu v-am urat. Să vă spun ce vă doresc, să vă arăt cât vă iubesc. Rugsan, da gâlcă v-au urat! Urat!